sau în preajma înființării Regimentului de Granițele Săudean. Este un mod de a petrece până la urmă, de a se întâlni și de a pune trebile țării încă de pe vremea aia la punct. Iată, astăzi se nimerește să fie, eu știu, o perioadă de campanie, când mulți politicieni se întâlnesc în țara Năsăudului, în Năsăud, cu ocazia Ispasului Năsăudean, când facem și noi gala finală a Festivalului de Interpretare Muzică Populară pentru Copii și Tineri. Ediția 15 a ajuns. Sigur, zilele Năsăudului, care a început duminică, se termină astăzi, sunt structurate pe această mare sărbătoare, legate de înălțarea Domnului, invariabil, finalul zilelor Năsăudului sunt de înălțarea Domnului și de ispas automat, și mai nou, România a fost prima țară din Europa care a decretat ziua de înălțarea Domnului și ziua eroilor. Multe evenimente se petrec, pe vremuri venea un loagărul din Năsăud, actuală incinta stadionului orășenesc, reprezentanții tuturor localităților din țara Năsăudului, de pe Valea Someșului și a Afluenților, veneau în căruțe tradiționale, ornate ca atare și caii și căruțele și fetele și băieții feciori în costume populare, cu globuri cu păun. Știți că pana de păun este un port sau, mă rog, o chestiune care este reprezentativă și unică în țară și este specifică zonei țării Năsăudului. Veneau în loagăr cu proprii ceterași, muzicanți, mă rog, și la locurile bine stabilite își jucau jocurile, își cântau cântecele, făceau și atunci întreceri între echipele de dansatori, între, eu știu, frumusețea costumelor, nu știu care erau premiile, bănesc că, în orice caz, erau pupători reciproce pe obraj și mândria de a fi câștigat sau de a fi fost remarcați de alții din satele vecine, de cei carnici pentru cei care se numeau și se numesc și acum lătureni din Năsăud, lătureni din Palva, adică din alte locuri, din laturile Năsăudului. Cucule pasăre, duce în pădure și cântă. Cine avem în ie, astă mă străin să șie. Pentru că înălțarea Domnului, ispasul, cum este numit la Năsăud, reprezintă o sărbătoare deosebită pentru năsăudeni, aceștia au început ziua participând la slujba religioasă. Ispasul este o sărbătoare de 2000 de ani, pentru că vine de la Mântuitorul Iisus Hristos. La 40 de zile după ce Domnul a înviat din morți, făcând în aceste 40 de zile recapitularea întregii sale învățături, a misiunii pentru care a venit în lume, i-a luat pe ucenicii săi, pe cei 12 apostoli, s-a dus pe muntele Eleonului și acolo i-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, ne spun cei doi evangheliști care relatează momentul înălțării Domnului la cer, Marcu și Luca, s-a desprins de pe pământ și s-a înălțat la ceruri. Rămânând apostolii cu ochii privindu-l, dar cu inimile bucurându-se, pentru că de data aceasta știau și înțelegeau că Domnul nu mai pleacă prin moarte,
ci Domnul pleacă prin înviere. Ei bine, momentul acesta al înălțării Domnului la 40 de zile, de la învierea sa din morți, poartă numele de ispas. Este o sărbătoare creștină profundă, este o sărbătoare dedicată Mântuitorului Iisus Hristos, o sărbătoare împărătească, prin care biserica de pretutindeni, biserica creștină, își aduce aminte că Hristos Domnul și-a împlinit misiunea în această lume și s-a înălțat în slava lui Dumnezeu. De acolo Domnul ne vede, ne privește, ne veghează, pentru că El însuși a spus-o înainte de momentul acesta, într-un cuvânt apostolilor: dacă eu mă voi duce, voi fi cu voi în toate zilele. Iată, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Pare paradoxal lucrul acesta, de rest e atât de adevărat. Numai prin înălțarea Domnului la cer, Domnul este cu noi pretutindenea, pentru că altfel, toți cei care se duc, nu prin înălțare, precum ne ducem noi, prin moarte, omul nu mai este aici, omul este plecat definitiv. Iisus însă nu a plecat definitiv, ci s-a înălțat ca să rămână cu noi. Aceasta este sărbătoarea înălțării Domnului și a ispasului, cum poartă numele tradițional aici în zona noastră, în zona Năsăudului. Cum sărbătoresc oamenii ispasul? Ați avut astăzi slujbă? Au venit oamenii la slujbă? Da, biserica a fost plină de enoriași, de credincioși, pentru că, așa cum spuneam și mai înainte, Năsăudul este profund legat de această sărbătoare. Este și o sărbătoare, pe lângă faptul că este o sărbătoare creștină mare, este și un praznic tradițional Năsăudului și satelor aparținătoare. Motiv pentru care oamenii din satele vecine, din toate satele vecine, din comunele vecine, poposesc, vin cu sutele și miile la Năsăud pentru a se întâlni aici la un praznic frumos. Iar mulți dintre ei își aduc aminte că de aici, din biserică, începe sărbătoarea și apoi porced mai departe, ies mai departe la sărbătorile tradiționale, la manifestările culturale și artistice legate la Năsăud de această sărbătoare ispasului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ispasul? O sărbătoare care se ține anuală, înălțarea Domnului mai. Veniți în fiecare zi de joi aici sau doar de ispas? Fiecare joi. Și cum sunt vânzările de ispas comparativ cu o zi normală în care veniți aici? E o zi normală de piață de Năsăud și ispasul ca și... Deci nu cumpără lumea mai bine sau mai... Nu, nu. Mai ales acum nu-i sezonul, nu are timp lumea să lucreze, să muncească, să cum asta alte munci, la câmp. Punem conopii de bine, ceapă de apă roșie și albă, varză roșie, flori de tot felul ca să se înfrumusețească grădinile și curțile gospodarilor. Veniți în fiecare an de ispas aici? Da, în fiecare an este o mare sărbătoare la noi aici în orașul Năsăud, care este specific zonei noastre. Până la 12 se vând zarzavaturile, iar de la 12 tineretul îmbrăcat în portul nostru țărănesc din moș strămoș, băiețe cu clopurile cu păuni, fetele cu pânzături, cu zadii, cu cămăși țăsute, cu poale, cu cipcă, cum se zice mai popular, să se ducă în logăr, acolo dansează, joacă. Pe lângă jocul țărănesc, școala și liceul George Coșbuc, copiii au pregătit tradiționalul călușar. Ce înseamnă pentru dumneavoastră ispasul? Această sărbătoare, ce înseamnă? Pentru noi această sărbătoare, de când e o tradiție și ceva specific zonei noastre, unde nici într-o zonă nu se sărbătorește această sărbătoare. De la mic până la mare, bătrâni, vârsta a treia, a doua și generațiile de astăzi și totuși și cei mici, preșcolari.